altceva. Da, da, sigur. Nimic. Poate până la urmă o să aibă... Da, sau poate, da, sau poate aveți un mesaj și către autorități, către alte sate, știu eu, locuitorii din județul Neamț. Da, pentru satul meu, eu trebuie să știi că iubesc foarte mult și de aia pentru bătrânele, pentru bunicuțele de acolo. Și pentru mai sunt și câțiva tineri, dar eu sunt sigură că nimeni nu a înțeles exact despre ce e vorba cu toate lucrările astea și... Să aibă grijă, să fie atent, să cerceteze, să întrebi, nu așa să dea drumul. Și cei care vor rău, care nu le mai place să mai stea în satul ăla, sunt 2-3 oameni, nu are rost nimeni să le știe numele, dar e, lor o să le fie rușini numai de ei așa, pentru ce fac acolo, că să știe ce e acolo. Uh-huh. Și pentru toți cei care, nu știu ce să zic, dacă poate în toată țara poate o să, cineva o să aibă acces, o să... Vreau să le spun așa, frați și surori din toată țara. Învățați-vă de la tinerii care spuși să răscolească tot pământul românesc, fie proprietate privată sau de stat. Să înșele și să intimideze și să folosească tot felul de metode de acțiune perverse, chiar și să se umilească și zindu-se în genunchi în fața omului, ca să-l lase să măcar să-și întindă capurile pe proprietatea lui, cum a fost și cazul la părinții mei. Acești tineri nu au odihnă, lucrează zi și noapte și pe ploaie și pe noroi, ne ținând cont nici de sănătatea lor, doar pentru un salariu mai mare, sau poate foarte mare. Și gândiți-vă, sunt români, sunt frații și copiii noștri. Ei nici nu știu ce fac, sau dacă gazele sau alte bogății pe care le vor găsi, vor deservi țara noastră. Dar cu siguranță cunosc faptul că cea nora pe care o vor folosi la aceste lucrări rămâne la noi. Mergeți mai des pe la țară, care sunteți la oraș. Mergeți prin sate și vedeți cum umblă prin păduri, prin grădini, prin pârai. Cum alergând cu suluri de cabluri în spate și disperat, mai ales că, na, mai le frică și lor de o să nu iasă cineva, să le dea cu ceva în cap sau ce mai să mai știi, dacă mai ales că lucrează noapte, riscându-și chiar și viața. Așa și noi să ne jertfim confortul vieții și tot pentru a ne apăra pământul strămoșesc, pentru care să vărsa mult sânge și pentru cei care vor să fie după noi, care vor fi după noi. Prin lucrările acestea ne vor lua ultimul bun material, care e anume apa potabilă, ca apoi să ne pună în situația de a ne da sufletul și credința pentru a le avea din nou, le răscumpăra. Părinții acestor tineri frumoși și ai tuturor celor ce fac atâta rău neamului, din care și-au rădăcinile, cum vă puteți mândri și bucura de acești fii pe care i-ați născut și i-ați crescut? E dureros, e foarte dureros pentru așa ceva. Frați și surori din toată țara, să nu vă fie frică de nimic, că dacă cei ce lucrează pentru stăpânul întunericului nu se tem, cum să ne temem noi de cei care lucrăm pentru stăpânul luminii și a toată lumea? Să iertăm pe vrăjmașii noștri, dar să nu le tolerăm obraznicia și sfidarea. Asta e mesajul care vreau să-l transmit.